Bună ziua, dragii mei prieteni! Pentru început, vreau să mulțumesc tuturor fanilor mei și să-i asigur că previziunile de astăzi vor ține cont de solicitările lor din mesajele private. Pentru că unii dintre dumneavoastră mi-aș cerut să mă axez pe sănătate, alții pe carieră, alții pe protecție. Așa că voi încerca pe cât posibil să împac pe toată lumea. Așa cum v-am spus și în partea întâi a acestui serial despre ianuarie 2020, am făcut rubrica Științele intuitive ale omenirii și arta divinației cu amprenta astrală lunară pentru fiecare dintre zodii din mai multe părți ca să fie mai ușor de urmărit, adică să urmăriți doar partea din zodie sau ascendent care vă interesează. Astăzi, în partea a patra, voi vorbi despre Capricorn, Vărsător și Pești. Și nu uitați, dragii mei! Fiecare like, fiecare abonare și fiecare distribuire pe rețelele de socializare înseamnă foarte mult pentru mine. De aceea, nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsarea butonului roșu din dreapta jos a ecranului și să distribuiți materialul pentru a putea ajuta cât mai mulți prieteni. Așa că, să începem, dragii mei prieteni! Capricorn. Vestea bună este că Jupiter este plasat timp de un an în zodia voastră, ceea ce duce la o dorință de extindere pe plan personal, o ascensiune pe plan profesional, dar cu multă muncă și determinare, însă fără să-ți neglijezi propriile nevoi. Vei avea o bună comunicare cu cei din jur. Vei putea să fii un bun orator sau mentor. Vei avea mai multă energie și vei fi mai bine privit. Vei avea multă intuiție, dar și multă creativitate. Oportunitățile vin singure către tine și vei putea avea șansa să alegi. Una peste alta vei excela în carieră. Schimbările pozitive din viața ta profesională vor fi finalizate pe la mijlocul lunii februarie. Trebuie să stai liniștit vis-a-vis de starea ta financiară, pentru că ori ți se va mări salariul, ori vei primi o primă, un bonus consistent. Universul te favorizează în investiții profitabile, care la rândul lor să-ți producă alți bani. Te vei adapta din mers la orice nouă situație și vei găsi soluții briliante. Te vei asocia, chiar și doar pentru simple conversații sau socializare pur și simplu, cu oameni importanți de la care ai ce să înveți, ai cum să te inspiri sau chiar să atragi oportunități. Vei ieși mai mult în lume, vei vorbi mai mult și vei încerca să te destinzi mai mult. Nu ai o dispoziție emoțională foarte bună, dar mergi mai departe. Ești afectat de invidii, de bârfe, care sunt inerente în orice urcare pe scara ierarhică în carieră. Așa vei avea ocazia să-ți triezi prietenii. Dacă ai o profesie de birou, trebuie să faci ceva mișcare, pentru că vei avea dureri de spate și de coloană datorită sedentarismului sau poziției proaste la calculator. Oricum, tu nu ești un sportiv născut și ești cam leneș la capitolul mișcare, dar de data asta trebuie să iei pauze dese și să te miști. Mănâncă multe legume crude, fructe, găsește surse de vitamine pentru că ești cam sleit de puteri. Peste toate acestea, însă, vei fi mai înclinat către iertare și spiritualitate, către a asculta și păsurile altora, mai empatic și mai săritor decât de obicei. Oricât de ocupat ai să fii în ianuarie, nu trebuie să neglijezi relațiile cu colegii, cu anturajul sau cu familia. Trebuie să fugi cât de tare poți de o atitudine negativă sau defensivă. Ascultă și alte opinii avizate și vei găsi soluțiile și răspunsurile pe care le cauți. Pentru că, dragul meu,
vei reuși no matter what. Adică, indiferent ce spun sau ce își doresc alții, tu vei reuși. Și vei fi atent la detalii și mai ales vei aplica învățăturile trecutului, ceea ce este foarte important. Într-un final, spre sfârșitul lunii, după mare agitație și multă muncă, te vei declara satisfăcut de rezultate. Vei răsufla ușurat și vei avea o super părere despre tine. Pe plan romantic, încerci să ai o relație secretă și să-i dai șanse de reușită, deși mintea îți stă doar la carieră. Oricum, vei avea de unde să alegi, pentru că vei fi șarmant, atrăgător și foarte curtat de către sexul opus. Oricum, în februarie o să apeși frâna la acest capitol pentru că va prima interesul tău în carieră. Important este că în ianuarie îți dorești să ai o viață amoroasă mai activă, adică să schimbi total ceea ce ai sau nu ai în acest moment. Deoarece Capricornul este o ființă duală, jumătate terestră, jumătate acvatică, conform reprezentării, vă uitați în poze. El reprezintă înțelepciune și cumpătare, dar și regenerare. Cu toate acestea, ceea ce nu știu mulți despre tine este că ești romantic și vulnerabil, chiar dacă nu vrei să arăți. În ianuarie ai totuși grijă la sistemul de eliminare al toxinelor, pentru că vei avea mari șanse să faci dermatite, acnee, ceea ce îți va da un disconfort psihic, trecând spre izolare și singurătate. Scapă de toate acestea cu suplimente de vitamine și apă multă. Chakra corespunzătoare acestei zodii este chakra rădăcinii sau muladhara, care înseamnă și supraviețuirea. Cea care, dacă este dezechilibrată, aduce izolare și singurătate și boli autoimune. Deoarece ea este localizată la baza șirei spinării, această chakra este considerată centrul tău de siguranță, de încredere, exact ca și fundația unei case. Această chakra se poate dezechilibra dacă ești nefericit, dacă ești nesigur pe tine, dacă ai multiple insuccese. Cum o repari? Există soluții. Mergi desculț pe iarbă sau pe pământ. Mănâncă multe rădăcinoase, ciuperci, alimente colorate în roșu și mai ales fii recunoscător pentru tot ceea ce ai. Ca și practică de a echilibra fluxul energetic al acestei chakre, poți să faci următorul exercițiu la îndemâna oricui. Unește vârful degetului cel mare cu cel al arătătorului și rostește silaba LAM până simți o căldură în corp. Rezultatele se văd imediat. Ca și numere norocoase, ai 11, 13, 45 și 49, iar ca zi, sâmbătă. Ca și cristal protector, pentru femeile Capricorn este granatul, care regenerează și stimulează organismul, iar pentru bărbați, onixul, care echilibrează starea emoțională, curăță și energizează sistemul de chakre. Vărsător. În luna ianuarie, nativul vărsător, ca de obicei, încearcă să-și impună ideile și punctul de vedere, atât față de partener, cât și față de anturaj. Chiar dacă nu este un punct de vedere corect sau pertinent, el insistă în a face pe șeful la tot știutor. Iar dacă nu va fi ascultat, apar angoasele și starea de supărare, atât de enervantă pentru cei din jur. Dacă ai înțelege măcar o dată că nu tot ceea ce gândești și spui este și corect, poate ai avea mai mult succes în relațiile cu ceilalți. Aprobarea celor din jur este doar formală, ca să scape de gura ta, nu din convingere.
trebuie să înțelegi că nu ești vreo somitate în domeniu, în niciun domeniu de fapt. Că ai foarte multe de învățat, lacune venite din tinerețe, când se pare că ai cam scăpat caii și unii dintre voi ați avut chiar dependențe și fapte imorale, ca să nu zic ilegale. Așa că trebuie să o lași mai moale cu sfaturile către ceilalți. Cu partea de bani și mai ales banii făcuți din munca proprie, vei avea oportunități, dar trebuie să ieși din confortul tău zilnic și să alergi, să muncești pentru a avea un câștig pe măsură. Nu lăsa totul pe umerii partenerului de cuplu, așa cum ești tu obișnuită. Aici vorbesc de nativa, vărsător de femeie, care este predominant plină de tabieturi și de o lene disimulată. Pentru că vremea iubiților cu bani a cam trecut. Acum trebuie să pui și tu osul la treabă dacă vrei confort. Oricum, prea mulți bani nu vei avea, dar pentru un trai super decent, da. Pentru mai mulți bani sau un avânt în carieră, trebuie să-ți definitivezi studiile, să te specializezi, pentru că vremea ochilor frumoși a trecut de mult. Vor avea mai mult de câștigat vărsătorii care au studiat la timp, care s-au educat și s-au focusat pe aceste aspecte în viața lor. Ei chiar vor fi avantajați de soartă. Te bazezi foarte mult pe banii sau moștenirea partenerului tău de viață, ceea ce este total greșit. Vei înțelege ce-ți spun la jumătatea anului 2020. Pentru că rudele de sânge ale partenerului s-au cam săturat de tine și vor interveni discuții. Nu face împrumuturi. Bazează-te doar pe ceea ce ai strâns sau ai primit în dar în decursul anilor. Prea mulți bani nu sunt, dar sunt suficienți ca să investești în ceva doar al tău. Nu aștepta ajutorul rudelor, a fraților, a cumnaților. Dă dovadă că ești pe picioarele tale și investește inteligent în tine și doar în tine. Relația ta actuală în cuplu nu se știe cât va mai dura. Așa că asigură-ți spatele și traiul. Să nu crezi că de fiecare dată cineva va sări în ajutorul tău și te va salva. Sigur că este importantă data și ora nașterii, pentru că în funcție de vârsta fiecăruia, aspectele se modifică. Eu pot să vă dau doar aspecte generale și tendințele unui semn zodiacal, funcție de ceea ce se întâmplă pe cer. Ai putea câștiga mai mult și mai constant. Dacă ți-ai găsi un job zilnic, un salariu fix, aici ai putea să avansezi și să fii mult mai apreciat. Dar sigur, pentru un job ca și angajat, trebuie să renunți la anumite deprinderi, la confortul sculatului târziu, la gestionarea timpului după cum îți place și multe altele. Este greu, e adevărat, dar majoritatea oamenilor fac asta, așa că ai putea și tu să încerci. În plan afectiv, nu ești prea mulțumit de atitudinea actualului partener, care, după cum îți spuneam cu mult timp în urmă, s-a cam plictisit de tine. Gândul te va purta imediat către niște forse relații intime profitabile și vei căuta un mod de a renoda o fostă legătură. Trebuie să încerci să stabilești ce vrei ca să știi cum să acționezi. Oricum, la tine o să primeze partea materială. Și cine îți va oferi un confort și o siguranță mai mare de viitor? Ca de obicei, aș putea spune, pentru că toată viața ta, la o scară mai mică sau mai mare, funcție și de ascendent, ai ales calea banilor în defavoarea căii spirituale sau morale. Acum, eu nu știu dacă este bine sau rău, până la urmă este încercarea vieții tale. Să vedem dacă o să treci examenul. Însă, dacă nu ai un partener stabil în dragoste în luna ianuarie,
vei avea parte de întâlnirea cu destinul, adică întâlnirea cu un partener numai bun pentru tine, cu care să ai o viață întreagă înainte. Adică exact ceea ce ai visat. Deschide bine ochii ca să-l auzi și să-l vezi. Trebuie acum să înțelegeți foarte clar că dacă spun nu ai un partener, înseamnă că ești singur. Nu că ai pe cineva, dar aștept să vină altcineva mai bun. Pentru că mulți nativi, și aici nu vorbesc doar de vărsători, stau într-o relație de amoroarte, ca să nu fie singuri și așteaptă altceva mai bun, făcând ruptura doar dacă apare salvatorul. Adică au nevoie de o plasă de siguranță, le este frică de singurătate, sau sunt dependenți financiar de celălalt, sau altfel de dependențe, ceea ce destinul nu prea acceptă. În această situație nu înseamnă că ești singur, energiile tale fiind blocate de cealaltă persoană. Cu sănătatea vei sta cam prost, adică vei avea stări de oboseală și de stres, anxietate bazate nu din cauza muncii prea multă, ci pre incertitudini și nehotărâri din partea ta. Atenție la accidentele de mașină. Atenție la problemele de coloană, partea cervicală fiind cea mai afectată. Chakra ta reprezentativă este chakra rădăcinii, este centrul de suport al ființei tale. Această chakra are 4 canale energetice care te pun în legătură cu energiile subtile ale senzațiilor și ale existenței. Dacă ai probleme de coloană sau osoase, sciatică, constipație, cancer ovarian, înseamnă că această chakra este în dezechilibru. Ca să poți vindeca această chakra, trebuie să te uiți în oglindă și să te întrebi dacă ești în locul potrivit sau momentul potrivit. Trebuie să îți răspunzi sincer la această întrebare. Mai apoi trebuie să mergi cu picioarele goale pe pământ, să consumi doar alimente calde, multe proteine și mai ales să mulțumești Universului pentru ceea ce ai primit până acum. Din viețile tale anterioare, tragi după tine oarece temeri, cum ar fi teama de multă muncă, de multă responsabilitate. Îți mai este frică de trecerea și mai ales greutatea timpului peste tine și mai ales ce vei pierde și cum vei pierde admirația și dragostea partenerului. Fricile sunt rezultatul acțiunilor mai bune sau mai proaste din trecut și trebuie să ne echilibrăm energiile pentru ca să scăpăm de ele. Nu ai numere norocoase în luna ianuarie. Pești. Nativul pești, fiind un spirit tânăr, fără experiențe notabile din alte existențe, începe anul cu șansa unei mai mari intuiții și sensibilități la nivel energetic. Astfel, vei avea șansa să-ți îmbunătățești partea de sensibilități mentale și spirituale. Vei avea vise premonitorii. Creativitatea ta va fi la cote maxime. Revenind la partea materială a vieții, fără de care nu se poate, ianuarie aduce cu sine multă perseverență și determinare în carieră. Ambiția este cuvântul tău de ordine în ianuarie și asta este foarte bine. Vei încerca o nouă direcție a afacerii tale sau a carierei. Sau măcar vei schimba strategia de lucru. Până în anul 2025 vei fi ajutat de către Univers să te exprimi mai bine și la propriu și la figurat. Începi să miști lucrurile în direcția dorită. Nu aștepta minuni peste noapte, dar vei face treabă bună
dacă nu vei profita de oamenii din jur și dacă vei fi sincer. Oricum, vei avea nevoie și de ajutorul celor apropiați într-o eventuală colaborare. Trebuie să știi că în această perioadă Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, cum se spune. Mai trebuie să faci și tu câte ceva. Ca sfat, micșorează această dualitate care te caracterizează. Fii mai clar, mai onest, nu mai fii manipulator și obține certificate de experiență în domeniul în care vrei să activezi. Dacă ai datorii morale sau fizice din trecut, din această viață, achită-le de urgență. Ambiția de care dai dovadă te va propulsa în cercuri mai bune, mai avantajoase ca și influență pentru tine. Vei străluci, vei vibra și vei fi în elementul tău. Oricum, nu visa prea mult și prea frumos, pentru că te vei trezi la realitate în luna februarie. Dacă ai de unde, pune și ceva bani deoparte, pentru că în anul 2021 vei avea mare nevoie. Partea spirituală a existenței tale va prima în această lună și tu vei simți nevoia să meditezi, să mergi undeva într-un lăcaș spiritual pentru lămurirea ta cu tine însuți. Un bun amic de-al tău sau o cunoștință are o problemă gravă din punct de vedere legal și ești cam afectat. Adică te gândești că Dumnezeu nu bate cu parul, dacă îmi bate bine. Deși nativul pești nu este empatic, acum vei avea mai multă înclinare către asta. Începutul de an îți aduce o necesitate în a scăpa de balastul prietenilor falși sau total nefolositori. Faci o selecție a anturajului, a partenerilor de afaceri și pornești pe un drum nou. Jupiter în casa noua a relațiilor sociale și a prietenilor este pentru mult timp, așa că vei rezolva absolut tot ce ține de acest aspect. Atenție însă la un eventual conflict de interese în familie. Atenție la sarcinile nedorite sau prea dese pentru doamnele pești. Sau dacă sunteți mai în vârstă, luați în calcul posibilitatea de a avea un bebeluș în familie, adică să deveniți bunici. Dacă ești singur, trebuie să știi că abia în 2021 îți vei găsi sufletul perechi. Casa sănătății este ușor afectată, deoarece ai o stare de moleșeală, de devitalizare, ca o scădere de energie și o cronicizare a unor boli mai vechi, o dependență de climatul meteo care te afectează imediat și mare atenție la bolile infecțioase. Piatra obligatorie pentru tine în luna ianuarie este angelitul, care te va ajuta la o ascensiune pe vibrații înalte, la curățarea conștiinței și la deblocarea meridianelor energetice. Adică partea aceea de visare și de imaginare a vieții mirifice trebuie ameliorată și peștii trebuie aduși cu picioarele pe pământ. Poartă mai mult bleu marin și mov în această perioadă și adu-ți în casă flori de crin. Numerele tale norocoase în ianuarie sunt 3, 8, 17, 19 și 20. Și acum, pe final, dragii mei prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsarea butonul roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile.